Vă spunem bună ziua și vă salutăm la evenimentul de lansare a platformei pentru cuplu.media. Vă mulțumim frumos că ați dat curs invitației noastre și că ne urmăriți. Suntem online pe toate platformele și resursele disponibile pentru noi. Numele meu este Sergiu Toma, eu sunt director executiv al Asociației Obștești, Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale. Astăzi am să încerc să prezint mai multe despre platforma pentru cuplu.media alături de colegii mei, cărora imediat am să le ofer un cuvânt. Și sperăm foarte mult că acest eveniment va fi un eveniment important, pentru că noi considerăm că asemenea inițiative sunt extrem de utile și importante în contextul mai amplu al țării noastre. Eu am să revin cu mai multe date și un context mai exact cum am ajuns la ideea lansării acestei platforme, proiectului în care ea se desfășoară, dar nu înainte de a le oferi un cuvânt de salut colegilor. Și o să începem cu doamna Svetlana Andrieș, specialistă programe UN Women. Doamna Svetlana. Mersi mult, bună ziua tuturor. Este o deosebită plăcere să ne regăsim astăzi aici în contextul unui rezultat major al proiectului nostru, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în parteneriat de către UN Women, Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen, mai simplu pentru toată lumea, ONU Femei, în parteneriat cu UNFPA, Fondul ONU pentru Populație. Este un program regional care vizează toate țările parteneriatului estic și, de fapt, ce avem astăzi ca și rezultat în afara lansării platformei este un element important că acest program a fost să fie finanțat în cadrul acestor resurse regionale, de fapt, această inițiativă fiind selectată printre multe altele ca fiind necesare, de succes și așteptate la nivel de societate, într-o lume care se vrea fi digitală, tot mai mult, în contextul inclusiv a COVID-ului, care încă nu a plecat. Credem cu certitudine că este important să investim în platforme digitale, în instrumente care vin să ușureze accesul la informații și ghidare pentru cei care nu au posibilitatea să aibă inclusiv elemente de consiliere directă, din diverse motive, inclusiv financiare, pentru cei care sunt în diversele regiuni ale țării. Probabil că este important să specificăm că proiectul nostru are ca și targetare sau ca și regiuni pilot două raioane din Republica Moldova, dar în esență ceea ce lansăm astăzi este valabil pentru întreg teritoriul țării noastre și aș îndrăzni să zic mai mult decât atât. Dat fiind faptul prezenței moldovenilor și a celor care vorbesc limba română într-un spațiu extrem de larg, într-o lume care este foarte mobilă, cred cu mare certitudine că această platformă va fi utilizată și de cei care se află peste hotare, dar și cei care sunt în întreg spațiu românesc, pentru că nu avem bariere lingvistice. Pentru UN Women, promovarea acestor tipuri de inițiative este mai mult decât important și cheie. Atâta timp cât în Republica Moldova avem statistici îngrijorătoare care ne demonstrează că violența împotriva femeilor și violența în bază de gen este la ordinea zilei în cadrul familiei, continuă să fie un subiect tabu, un subiect care nu se vrea a fi discutat public, în familie, în comunitate, în cadrul echipelor multidisciplinare. Este important să furnizăm această oportunitate pentru cei care sunt în cuplu, pentru cei care sunt
pe calea de a crea cupluri pentru cei care sunt familii în diversele forme ale sale de familii, să aibă acces la informații în ceea ce privește nu doar prevenirea violenței în bază de gen, dar și cum se poate crea, construi o familie sănătoasă, integră, în bază de dialog, instrumente care vin să ne ușureze un pic dificultățile prin care trecem. Vrem să evităm continuarea stereotipizărilor care există la nivel de societate, normalizarea largă a violenței, dat fiind timpurile grele prin care trecem, și prin intermediul acestor instrumente să construim familii sănătoase, comunități sănătoase, care sunt integrate bine, atât pe plan economic, social și politic. Vreau să utilizez această ocazie să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule Toma, și întregii dumneavoastră echipe, pentru dialogurile largi în societate pe care le-ați avut cu diversi actori. Pentru noi, ca și UN Women, este important ca și obiectiv să diseminăm anumite mituri care există în contextul egalității de gen. Egalitatea de gen nu este doar despre femei, este despre femei și bărbați, este despre drepturi și oportunități egale, atât pentru femei cât și pentru bărbați. De aceea, în cadrul intervențiilor noastre, ne dorim să construim mai mult decât parteneriate largi, dar și alianțe cu bărbații, cu cei care sunt formatori de opinie și care au un cuvânt greu la nivel de societate, comunitate, sat, școală și așa mai departe. Și din perspectiva noastră, dumneavoastră ați reușit acest lucru și vrem să vă mulțumim pentru aceasta. Mersi mult! Mulțumim! Mulțumim frumos, doamna Svetlana! Un mic cuvânt de salut să ofer și colegii mele, Gabriela Popenco. Este coautarea conținutului de pe platforma pentru cuplu.media. Dar câteva cuvinte, Gabriela. Bună ziua, eu sunt Gabriela și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți prezenți la evenimentul nostru. Despre mine vreau să zic că sunt onorată de a fi coautoare acestui curs minunat și acestei platforme, pentru că consider că este destul de importantă și informația care o vom prezenta un pic mai târziu, cred că va fi eficient atât pentru cuplurile care sunt pregătite pentru a își întemeia o familie, cât și pentru cuplurile deja căsătorite, care sper că vor găsi informații destul de utile ceea ce ține de relația lor. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Eu doream să, până trece nemijlocit la prezentarea platformei, spuneam să zic un pic despre contextul sau cum am ajuns la ideea de a gândi un proiect în cadrul căruia să dezvoltăm o resursă, o numim noi educațională, adresată cuplurilor, și nu suntem poate noi obișnuiți să vorbim despre cupluri, dar suntem obișnuiți să vorbim poate despre femei, despre bărbați, și asta a fost și o provocare pe care noi am avut-o, să ne adresăm acestui grup țintă. Asta ar însemna să privim din start la nevoile familiilor sau la nevoile relațiilor oamenilor. Spunea frumos și doamna Svetlana și eu am să reiterez că noi cunoaștem că statisticile cu privire la violența în bază de gen, violența în familie, sunt îngrijorătoare. Asta a fost punctul de pornire atunci când noi am conceput proiectul Parteneriat de la începutul relației consiliere de cuplu. În același timp, unul dintre dezideratele sau unul dintre direcțiile strategice ale Asociației Obștirești Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale este să dezvoltăm programe care să contribuie la prevenirea acestui fenomen. Este un fenomen complex. Violența în familie, cu adevărat, nu este un fenomen la care putem să generăm niște soluții rapide, prompte. Și indiscutabil avem nevoie de eforturi de durată pentru ca să-l putem preveni. Și unul dintre lucrurile de care ne-am inspirat sau provocările care ne-au inspirat a fost evident realitatea. Noi la Institut, de-a lungul mai multor ani, împreună cu alți colegi din Republica Moldova, alte asociații, am asistat femei și copii victime ale violenței în familie. Și de foarte multe ori ne-am pus întrebarea cum poate fi prevenit acest lucru.
Pe de altă parte, am observat că violența nu este obligatoriu un fenomen care apare în prima zi. Sau nu este obligatoriu lucru care se întâmplă imediat după ce un cuplu își declară dragoste, își pun sau se căsătoresc sau inițiază o relație. Deci este un fenomen care, evident, poate apărea oricând. Dar din cercetarea pe care noi am făcut-o, nu apărea în prima zi. Și atunci am încercat să reflectăm asupra acestui moment și să ne punem întrebarea ce oare sau ce abilități și ce, cunoștințe trebuie să posiede ambii parteneri de cuplu, în așa fel încât tranziția și trecerea lor de la o provocare la cealaltă, pentru că noi cu toții știm că viața de familie este frumoasă, mai ales dacă e descrisă în povești, sau dacă ne inspirăm de ea din povești, cum am putea mai ușor să trecem peste aceste provocări? Și evident ne-am ciocnit de alte statistici, de alte studii care spuneau că stereotipurile în bază de gen sunt cele care ne ajută și uneori în sensul negativ al cuvântului, da? Adică ele intervin cumva atunci când distribuim sarcini în familie, atunci când repartizăm grijă, atunci când ne proiectăm un viitor, atunci când ne luăm anumite decizii. Și atunci cum am putea să le combatem atunci când încă lucrul ăsta nu se întâmplă? Și în așa fel am gândit proiectul parteneriat de la începutul relației consilieri de cuplu și ne-am adresat mai cu seamă acestor două ani, pentru că, așa cum spunea doamna Svetlana, proiectul se implementează în cadrul unui program mai amplu, împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen. Și în aceste două raioane în care ne desfășurăm la moment activitățile din cadrul proiectului, am gândit să dezvoltăm o resursă care ar putea fi disponibilă inclusiv pentru acea realitate în care unul dintre parteneri, și noi continuăm să ne confruntăm cu asta atunci când desfășurăm activitățile, unul dintre parteneri se află în afara țării. Deci sunt într-o relație de cuplu, iar cineva este nevoit să fie departe. Și atunci un mod de a conecta aceste persoane dincolo de Zoom, Viber sau alte platforme obișnuite a fost o resursă educațională pe care ar putea intra ambii, unde ambii ar putea găsi niște resurse interesante, nu obligatoriu simple la prima vedere, dar suficient de simple, ca să răspundă la câteva întrebări. Ce este bine în ceea ce noi suntem? Care sunt pericolele care pot apărea? Știți, noi în Republica Moldova de multe ori petrecem mai mult timp planificându-ne nunta decât viața de familie. Cu foarte multe detalii abordăm acest subiect. Și atunci, această platformă a fost creată pentru a oferi aceste răspunsuri la cum putem să construim o relație bazată pe respect. Nu este ușor și noi înțelegem acest lucru și la momentul actual, dar este posibil. Interesul este în creștere și noi sperăm că odată cu acest eveniment de lansare, pentru că avem programat o serie de acțiuni de promovare a acestei platforme, vom putea să ajungem la cât mai multe cupluri, pentru că un gând așa cu care ne-am confruntat a fost că nu este atât de ușor să le explici oamenilor de ce este important să previi. Este mult mai ușor să argumentezi nevoia unei resurse atunci când trebuie să combați, da? Când problema deja este. Platforma nu vine să combată, da? Noi nu venim pe ea cu resurse adresate oamenilor care se află în suferință și durere, pentru că există alte structuri și alte resurse în acest sens. Și atunci acest lucru nu a fost ușor. Dar toate aceste informații pe care am încercat să le prezint, de fapt, au stat la baza creierii acestei platforme. Și ca să nu vă rețin atenția cu foarte multe detalii, eu am să invit pe Gabriela ulterior să fac o prezentare nemijlocită a cursului, dar până atunci am să vă prezint foarte succint platforma. La momentul actual ea poate fi cu ușurință accesată, așa cum este și intitulată, pentru cuplu.md. Noi am gândit-o ca o resursă suficient de simplă, fără foarte multe rubrici. Din acest considerent o să puteți vedea că platforma este împărțită în câteva categorii. Avem rubrica acasă,
Da, avem rubrica despre, unde la momentul actual pot fi găsite informații succinte despre specialiștii sau cei care au contribuit la dezvoltarea acestei platforme. Ulterior avem rubrica cursuri și la această rubrică se va referi un pic mai mult Gabriela, pentru că acolo avem integrat primul curs adresat sau primul curs de consiliere premaritală și de cuplu. Ulterior avem rubrica teste. Aici sunt la momentul actual 4 teste, destul de simple, pentru că înțelegem că testele, pe de o parte sunt o curiozitate, pe de altă parte multe întrebări și multe, sau întrebări sofisticate, nu obligatoriu, cât se clarifică multe lucruri. De asta aici pot fi găsite câteva teste cu răspunsuri, pe care, sau cu întrebări, ulterior vin anumite răspunsuri și concluzii, care sunt motiv de reflecție și sunt teste care te ajută să înțelegi cât de mulțumit ești de felul cum interacționezi, această noțiune e foarte interesantă de stima de sine, da? Cât de mult apreciez ceea ce am, ceea ce sunt, noi știm că asta este important, gelozia, care este un subiect controversat și mulți au multe păreri despre el. Și aici este o resursă care te poate ajuta să înțelegi cât de gelos sau cât de geloasă ești. Și un test care se referă la siguranță, la cât de sigur mă simt în această relație. Ulterior avem rubrica blog. Pe această rubrică, la momentul actual, există câteva articole care pot fi citite, câteva webinare, așa e mai nou acum să le zic, lecții video, da, webinare, și o rubrică de podcast, unde sunt integrate 4 ediții de podcast, deja dezvoltate în cadrul acestui proiect. Și ulterior avem rubrica resurse. Noi am integrat în rubrica resurse atât acel ghid la care a făcut referință doamna Svetlana, el este și aici alături de noi. Și pentru profesioniști, aici urmează să apară încă un material metodic adresat specialiștilor care vor oferi sau oferă consiliere premaritală. Și deja rubricile obișnuite pe orice platformă sunt rubrica contacte, solicită o consultație, pentru că platforma va permite o interacțiune mai directă, deci noi anticipăm că vor exista situații când oamenii vor dori să adreseze o întrebare punctuală, mai exactă, și atunci, prin intermediul acestei rubrici, ei pot intra în contact direct cu unul dintre specialiștii pe care îi găsiți la momentul actual pe platformă. Și deja rubrica protocolii, cea mai aprinsă, rubrica autentificare, asta este, de fapt, pasul pe care îl vom îndemna să-l facă toți atunci când vor intra pe platformă, adică să se înregistreze. Și odată cu înregistrarea se poate avea acces la cursul care este integrat pe platformă și ulterior ghidul. Noi am conectat toate posibilele resurse de analiza datelor. Deci noi să încercăm să urmărim comportamentul oamenilor pentru ca să putem îmbunătăți modul cum este platforma accesată, să putem îmbunătăți resursele, să vedem ce este de mai mare interes, de mai mic interes pentru femei și bărbați care vor accesa această platformă. Dar cert este faptul că în acest mod, la momentul actual, este construită platforma, ea permite a fi accesată atât de pe telefon, cât și de pe tabletă, cât și de pe orice alt dispozitiv, se ajustează și se adaptează după dimensiune. Respectiv, am încercat să o gândim în așa fel încât să fie confortabilă sau comodă de utilizat în orice context. Pentru că știm cu toții că nu întotdeauna avem un calculator sub țoară sau alături, dar întotdeauna poate avem un telefon. Și atunci platforma îți permite acest lucru, să poți accesa resursele de pe orice dispozitiv. Acum o să trecem la nemijlocit cursul integrat. Deci spuneam anterior că această noțiune de consiliere premaritală poate sună straniu, dar straniu în sensul că nu este obligatoriu publicul din Republica Moldova familiarizat ce înseamnă premaritală și despre ce fel de consiliere poate fi vorba când încă nu suntem un cuplu căsătorit sau un cuplu care concubinează. Dar această consiliere premaritală, de fapt, este un serviciu educațional, adică este un mod de a transmite niște informații și
resurse utile unui cuplu pentru ca să-l pregătească pentru posibilele provocări. Și atunci a fost gândit cursul pe care noi l-am intitulat Parteneri pregătiți, parteneri împliniți, care poate fi accesat gratuit după autentificare pe platformă, pe care o să-l prezinte un pic mai mult colega mea, Gabriela. Gabriela, te rog. Mersi frumos, Sergiu. Eu vă invit ca noi ușurel să parcurgem tematicile modulelor, să vedem care este structura cursului și cum poate să înregistreze doritorii de a parcurge acest curs. Deci, cum vorbea colegul meu, Sergiu, metoda de înregistrare este foarte simplă, noi ne înregistrăm și automat avem acces gratuit la curs. Cursul este format din 6 module, fiecare modul are câte o tematică, structura fiecare modul eventual are câte 4-5 lecții video. Evident că ne-am gândit și ca cursul respectiv să fie destul de interactiv, să nu fie plictisitor, doar cu lecții, și am pregătit și niște quiz-uri unde după parcurgerea fiecărei lecții, atât ambii parteneri, adică atât soțul cât și soția sau ambii parteneri pot să parcurgă acest quiz care constă din câteva întrebări. Întrebările sunt foarte simple și ele au ca scop de evaluarea cunoștințelor, adică nu este un test cum de obicei suntem noi obișnuiți, este un test pentru a vedea care este nivelul meu de înțelegere a lecției parcurse. Care sunt tematicile? Tematicile ne-am gândit să selectăm cele mai controversate teme care deseori duc la diferite conflicte, neînțelegeri între parteneri sau sunt niște teme care au foarte multe stereotipuri și prejudecăți. Primul modul, după cum vedeți, începe de la eventual cine sunt eu, hai să ne cunoaștem și are câteva lecții, de ce oamenii formează relații de cuplu, ce înseamnă dragostea, ce înseamnă pasiunea, ce cunosc eu despre familie, despre cuplu, relații, ce am învățat eu de la părinții mei și, de fapt, cum se construiește o relație destul de armonioasă și sănătoasă. Lecțiile sunt foarte scurte, ele nu, iarăși, ne-am gândit să nu fie destul de lungi și plictisitoare, ele eventual au de la 3, 5, 8, maxim 10 minute, deci este destul de simplu de parcurs, este destul de, putem să punem un pic, da, ca să vedem ca un exemplu, da, cel puțin. Se audă. La relații sexuale. 3. Orientări valorice sau scopuri comune. 4. Timp și spațiu petrecut în comun, unul cu celălalt. 2. Dar și în societate. Și 5. Dorința de a fi împreună pentru o perioadă mai îndelungată. De ce ne angajăm într-o relație de cuplu? Așa, deci, după cum ați urmărit, adică lecțiile sunt formulate într-un limbaj destul de simplu ca să fie accesibil pentru toate persoanele, adică nu este o lecție destul de teoretizată cu foarte multe noțiuni și termeni. Un moment destul de important, că la începutul fiecare lecție sunt și niște obiective scurte, unde participantul deja va ști ce va cunoaște și ce fel de informații urmează să o cunoască sau să învețe. Un moment destul de important este că la începutul cursului este un chestionar de câteva întrebări. 10. De 10 întrebări care, iarăși, are ca scop ca persoana să-și evalueze care sunt cunoștințele și la finalul cursului respectiv este același test, plus minus cu aceleași întrebări, care ajută participantul să vadă care este diferența, ce a învățat, dacă a descoperit la sine anumite stereotipuri și au prejudecăți legate de egalitatea de gen, de viața, de familie, de cuplu și nu, și cel puțin și față de sine, pentru că deseori noi trăim cu anumite percepții greșite față de noi și de parteneri, de viața, de familie în general. Cam astea este prezentarea pe scurt a platformei. Cel puțin noi ne-am gândit să vă provocăm ca să o cercetați în detailat,
pentru că după parcurgerea acestui curs, fiecare participant, după cum vorbea și colegul meu, Sergiu, va putea să descarce acel ghid, care are mult mai multe exerciții, mult mai multă informație, atât teoretică cât și practică, care poate să le aplice în viața de zi cu zi împreună cu partenerul său. Iarăși, o noutate, bună noutate, cred că după parcurgerea acestei platforme, este că fiecare partener sau participant la dorință va putea beneficia de o consultație cu unul dintre coautorii acestei platforme. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, Gabriela! Și încă o surpriză pentru cei care vor accesa este că, deși inițial în cadrul proiectului nu a fost gândit obligatoriu acest lucru, la recomandarea mai multor oameni care au interacționat cu ghidul Busola pentru că o călătorie în doi, care inițial trebuia să fie doar în varianta electronică accesibilă, ea a devenit disponibilă și în varianta printată, respectiv primele 50 de participanți sau primele 50 de cupluri, independent de felul cum se vor înregistra, vor putea primi acest ghid. Și noi știm că interacțiunea cu hârtia e un pic diferită decât cu mediul online, dar vom face disponibil și vom transmite acest ghid acolo unde se află participanții, deci vom face acest efort pentru că înțelegem că este important. Din acest considerent... Împreună cu certificatul final. Împreună cu certificatul, da? Cuplurile vor primi un certificat, el se va genera automat după finalizarea tuturor lecțiilor și primirea răspunsurilor la toate întrebările din cadrul acestui curs, se va genera automat un certificat pe care noi sperăm că cuplurile și-l vor imprima și pune undeva ca și o mică dovadă a faptului că ei își dedică timp, pentru că sloganul platformei este exact cel pe care îl puteți vedea pe banner, pentru a păstra dragoste și respectul în relație, este nevoie să-i dedici timp. Fă-o acum. Asta este sloganul cu care lansăm această platformă, pentru că noi știm că doar dedicând timp unui lucru, el va crește, se va dezvolta sau cel puțin va rămâne plin de respect. Asta a fost pe scurt. Da, vreți să adăugați? Prezentarea dumneavoastră m-a dus cu gândul la ceva, cu ce aș vrea să vă provoc pentru o nouă experiență eventual, pentru că ziceați mai devreme că acest curs este pentru un curs premarital care nu este o regulă în țara noastră, să zicem încă, și mă gândeam acum ce ar fi să vă gândiți la ceva ce urmează. Există foarte multe, iarăși, stereotipuri, mituri, eventual, dumneavoastră ca și specialist, poate ne ghidați și pe noi, la nivel de societate, câți ani durează dragostea, care sunt momentele cheie în vârsta unui cuplu și atunci poate ca și următoare etapă și ca element de gândire este ce facem la 3 ani, la 5 ani, la 10, la 25, pentru că toate etapele astea sunt foarte diferite, fie ne întăresc, fie ne stimulează să îmbunătățim, să fim mai armonioși în relațiile pe care le avem. Ca să avem grijă în sens de target, să nu evităm și pe cei care sunt deja în cuplu și s-ar putea să întâmpine anumite dificultăți, indiferent de perioada pe care o am împreună. Vă mulțumim, este foarte intrigant și interesant. Probabil că cei care suntem aici deja o să ne înscriem pe platformă. Da, grăbiți-vă să vă înscriți, cât asta este posibil și dedicați timp. Mulțumesc frumos pentru această idee. Noi, de altfel, avem un subiect acolo interesant pe care merită, apropo, să-l dezvoltăm, pentru că printre impresiile pe care deja am reușit să le colectăm de la cele cupluri care au accesat platforma, mulți ne-au sugerat acest lucru. Am văzut, am privit, sună interesant, dar parcă aș vrea să aud mai multe despre subiectul ăla sau parcă aș vrea să aud mai multe despre subiectul ăla. Și atunci noi, în perioada următoare, vom avea o serie de evenimente sau de sesiuni live, așa cum se spune acum, cum este și aceasta, în care vom încerca să abordăm aceste subiecte specifice.
Și, în general, vedem această platformă ca o resursă care poate fi pe viitor dezvoltată, unde pot fi adăugate alte conținuturi, alte programe, alte cursuri, care să vină să răspundă exact la același obiectiv, să consolideze și să păstreze dragostea și respectul în relația de cuplu. Asta a fost prezentarea mică pe care am încercat să o facem. Foarte succint, la sfârșit, aș vrea să spun câteva lucruri despre contextul mai amplu al acestui proiect. Pentru că proiectul parteneriat de la începutul relației consiliere de cuplu, una dintre finalitățile căruia este această platformă, are mai multe finalități. Irina, am să te rog să ne partajezi prezentarea foarte succintă. Pentru că este important să ne dăm seama că pentru noi această platformă este unul dintre rezultate. Mai există alte câteva preliminare cu care am vrea să ne împărtășim astăzi și respectiv să spun că, așa cum vedeți și pe ecran, da, platforma a fost gândită în cadrul unui proiect mai amplu, cu o durată de 11 luni, în cadrul acelui program de care am menționat la început. Hai să mergem mai departe. Și aceste trei obiective, de fapt, au fost cele pe care le-am țintit. Pe de o parte, să oferim posibilități de a accesa unor resurse de consiliere primaritală și de cuplu pentru tinerii și tinerile familii din raionele Strășani și Fălești. Un alt obiectiv important, zicem noi, în această direcție este să consolidăm capacitățile a liderilor bisericești și reprezentanților administrației publice locale. Este a fost obiectivul provocare pentru noi și am să zic un pic despre el. Și al treilea obiectiv pe care, de fapt, ne l-am propus, deși nu a fost inițial gândit, dar în contextul războiului în Ucraina, am încercat să reacționăm prin intermediul acestui proiect și la necesitățile de suport psihologic ale acelor familii care și-au găsit refugiul în Republica Moldova, în raionele Strășani și Fălești, prin intermediul unor activități de consiliere și ateliere adresate tinerilor. Adracuș, foarte succint am să prezint câteva imagini. Deci acestea sunt direcțiile în care am lucrat, să dezvoltăm resurse, să diseminăm bunile practici și asta ne vom propune să facem în perioada imediat următoare, pentru că ne-a consumat foarte mult timp dezvoltarea a tuturor acestor resurse și acum vom comunica despre asta. Începând cu astăzi, vom face mult mai intens datorită acestui eveniment. Până la finele acestui an, cei care vor sta cu ochii pe pagina noastră de Facebook, pagina de Instagram, platforma propriu-zisă, vor putea urmări o serie de evenimente și informații utile pe care le pot accesa. Dar, continuând cu contextul, vreau să spun doar următoarele, dacă poți următorul slide, Irina. Aceasta este, la momentul actual, principalul rezultat. Da? Deci platforma și evenimentul de astăzi. Următorul slide. Următorul rezultat, și asta este important să fie spus, alături de... următorul slide. Alături de obiectivul de dezvoltare a platformei, am avut obiectivul de consolidare a capacităților a 20 de lideri bisericești din raionele Strășani și Fălești inițial. Obiectivul acesta... De altfel, este important să fie spus, a apărut în mintea noastră, tocmai pentru că noi considerăm că la nivel comunitar, acolo unde, de fapt, când vorbim despre localitățile din Republica Moldova, un cuvânt sau o autoritate o reprezintă preotul. De multe ori, iarăși asta am observat de-a lungul timpului, de multe ori oamenii spun sau când vorbesc despre ce te învață biserica, da? Sau ce putem găsi în Biblie, interpretează de multe ori lucrurile spuse acolo nu obligatoriu așa cum ele sunt. Și noi considerăm că este un rol important pe care îl are preotul în comunitate să transmită prin serviciile pe care el le prestează. Da? Asta ar însemna ședințele de consiliere de cuplu pe care de altfel mulți preoți le pot face.
și prin acele cuvântări, da, sau mesaje spuse, să transmită ce de fapt spune sau nu spune Biblia. Cum de fapt ar trebui sau nu ar trebui să interpretăm acele mesaje, pentru că există așa fraze, da, din Biblie pe care oamenii le interpretează, apropo, foarte tendențios. Cum ar fi, de exemplu, femeia să se teamă de bărbat. Ce înseamnă lucrul ăsta? Și mulți se justifică uneori această frază, cu această frază, acțiunile violente ale cuiva. Dar este oare asta ceea ce pare a fi sau nu? Și atunci, prin intermediul acestor activități de instruire, am încercat să adunăm acei preoți interesați, deschiși, disponibili pentru a aborda acest subiect și a promova egalitatea de gen în comunitățile lor, prin meseria pe care ei o practică, prin misiunea pe care ei o au la nivel de comunitate, și să transmită aceste mesaje într-un mod care, din punctul nostru și din punctul oricui de vedere, de fapt, nu încurajează violența. Da? Dar uneori interpretat în felul ăsta, pare că o face. Evident, noi mai avem nevoie să depunem eforturi în continuare la acest capitol. Ceea ce am făcut și ceea ce am realizat este abia, zicem noi, un prim pas, pentru că mai mulți lideri bisericești s-au arătat deschiși la acest subiect și ei, la momentul actual, ca parte din acest proiect, încurajează cuplurile tinere care vin să se cununie, să acceseze resursele platformei. Pe de altă parte, administrația publică locală, în persoana asistentului social, secretarului primăriei sau chiar a primarului, la fel oferă informații despre existența acestei platforme, în așa fel încurajându-i pe cei care sunt la nivel comunitar și intenționează sau sunt deja într-o relație să acceseze aceste resurse. În acest fel, prin aceste activități de instruire, am încercat să creăm un parteneriat dintre resursul online, cei din comunitate, mă refer aici la administrația publică locală și biserica în persoana preotului. În acest fel ne dorim să încurajăm cât mai mulți lideri bisericești să transmită mesaje de non-violență, să transmită mesaje de promovarea principiilor egalității de gen, pentru că noi cu toții cunoaștem că doar necunoașterea te poate face să te conduci de stereotipuri. În momentul când știi și cunoști, nu o faci. Și ultimul slide la care am să mă refer este cel dedicat obiectivului care se referă la asistența psihologică și psihoemoțională a refugiaților. Am desfășurat și continuăm să desfășurăm ateliere de reziliență emoțională pentru tinerii din raionele Strășeni și Fălești, sau să oferim după caz, pentru că statistica și situația este schimbătoare, să oferim ședințe de consiliere individuală, colegele se deplasează în aceste reale localități, fie în centrele de plasament, fie în alte comunități sau în alte spații din aceste reale, și realizează activități fie adresate cuplului mamă-copil, fie adresate tinerilor. Un lucru important pe care vreau să-l spun este că nu am gândit aceste activități orientate doar către refugiați, deci încercăm să integrăm și să includem în aceste activități și alte familii sau și tineri din comunitate, tinerii care sunt cetățeni Republicii Moldova. În felul ăsta încercăm să, spunem, contribuim la incluziunea socială a persoanelor care își găsesc refugiu în Republica Moldova. Cam asta a fost ceea ce am vrut pe scurt să spun despre câteva rezultate preliminare acestui proiect în cadrul acestui eveniment. Noi ne apropiem așa ușor de sfârșit, cel puțin de sfârșitul programat al evenimentului de lansare. O să fim bucuroși să răspundem la întrebările voastre, cei care ne privesc, cei care sunt prezenți în sală, și pe această cale vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației, pentru că sunteți prezenți aici, și vă îndemnăm să fiți cu ochii pe noi, să accesați platforma, toate rețelele de socializare, pentru ca să fiți la curent cu ceea ce urmează. Vă mulțumim! Ca o recomandare, pentru că
dacă mi-ați fi spus asta cu 30 de ani în urmă, atunci când eram la Biserică Civilă, mult să s-a fi schimbat. Iată, intenționați toate să aduceți asemenea colaborare? Da, mulțumesc frumos pentru întrebare. Intenționăm să facem acest lucru. Toate materialele pe care noi le-am dezvoltat, este vorba de posterele și de pliantele, vor ajunge și în oficiile stării civile inițial în aceste două raioane. Ulterior suntem deschiși să promovăm și să ajungem cu resursele respective și în alte oficiile stării civile sau agenții servicii publice. Este o idee pe care o avem în minte ca și perspectivă, pentru că anticipăm că va exista deschidere, cel puțin așa anticipăm la momentul actual, că va exista o deschidere, chiar dacă anticipăm că nu va exista deschidere din partea tuturor cuplurilor, dar da, o vom face. De asta mulțumim frumos pentru întrebare. La momentul actual, ea este dezvoltată doar în limba română, toate resursele sunt disponibile în limba română, dar ne gândim la acest, și la acest aspect, ca să extindem conținuturile în limba rusă. Da, mulțumesc frumos! Dacă nu mai sunt alte întrebări, o să declarăm oficial închis evenimentul. Să vă mulțumim frumos încă o dată pentru prezență și pentru curiozitate adresată nouă și acestui eveniment și o zi bună în continuare.